Salutare, fraților, eu sunt George și astăzi o să vă arăt cum se conduce un cross KX de moto 125. Ca să te urci înainte pe un cross trebuie să știi câteva chestii. Deci, în primul rând, acesta este ambreiajul, o cutie în 4 timpi manuală, atâta timp cât are ambreiajul, în 4 trepte. Motorul este în 4 timpi, un cross ieftin, dacă doriți să vă luați, chiar se merită. Și da, între a întâia și a doua este liberul, a întâia în jos, a doua, a treia, a patra în sus. Când vrei să cobori dintre a patra, a treia, a treia, a doua, la fel dai în jos până între a întâia și apoi liberul între a întâia și a doua. Simplu spus, dar până să te înveți ția ceva. Deci mie chiar mi-a luat puțin timp până să reușesc să nimeresc exact liberul, vitezele și toate astea. Dar la un moment dat m-am învățat și zic eu că acum mă pricep destul de bine cât să vă spun și vouă cam cum se conduce. Tragem crossul. Deci, să știți că este destul de greu, deși nu este mare. Este totuși destul de greu. Aceasta este pedala de pornire. Se desface așa, puneți piciorul, duceți până unde se întărește. Când este rece, dați o pedală ușor ca să rupeți ureiul sau chiar mai multe. Și apoi dați una tare. L-ați pornit, accelerați puțin să îl ajutați. Ok, ne urcăm pe el. Tragem ambreiajul până în capăt. Uitați. Și apăsăm în jos. Și a intrat într-a întâia. Dăm drumul ușor la ambreiaj. În acest timp și accelerăm, aceasta este accelerația. Dăm drumul ușor la ambreiaj, luăm ușor mâna de pe accelerație și mergem cu a întâia. Dacă vrem să dăm a doua, accelerăm până când auzim că motorul toarce destul de tare. Ambreiaj, a doua și accelerăm. Nu este ceva foarte complicat, dar o să vă ia ceva să vă învățați. Eu acum merg încetul ca să vă arăt vouă, să vă explic, nu că nu aș putea să-i dau și tare, dar chiar îi și dau în gură când am eu chef și când îmi permite drumul, cross-ul și na. Da, de obicei, eu merg pe când cu a treia. Rareori dau 4, rareori fiindcă nu ai cum. Sunt foarte multe gropi și drumul e nasol. Și uneori când îi dau și a patra, trebuie să fii foarte stabil pe tine, să ții bine de coarne și să vezi din timp obstacolele, să le ocolești. Că dacă e o groapă împins și nu ești stăpân pe tine, pe ghidon, să ții foarte bine de furcă, te aruncă și nu se-ți prea convine. Da. Acum hai să dăm un pic a treia. Ambreiaj a treia, adică ridică sus de pedală și accelerezi. Simplu de spus ca bună ziua, dar de făcut, dacă vă luați, o să vedeți că nu este foarte simplu. Până te înveți, durează ceva. Tragem ambreiajul, că vreau să întorc. Apăs în jos a doua, îl las mai ușor, accelerez puțin a întâia și dau drumul. Că dacă tu bagi într-a treia, a întâia și dau drumul la ambreiaj, clar bulești cutia în ceva timp, pentru că el se supraturează și se bruschează deodată. Asta trebuie să înțelegeți. Eu am dat liber acum din greșeală, nu am ridicat destul de mult de pedală spre a doua și mi-a intrat liberul, deci ce v-am spus, trebuie să vă învățați. A treia din ori, trebuie să dăm drumul repede la ambreiaj, că între viteze trebuie să dai drumul mai repede față de când vrei să te oprești. Da, după cum vedeți, se duce. Trage bine, n-am ce zice, chiar sunt mulțumit de el, la câți bani am dat pe el, e foarte ok. Am băgat a doua, trebuie să dăm drumul la ambreiaj ușor. Aici o să întorc, frânez puțin, bag a întâia. Și întoarcem. Întotdeauna când schimb vitezele, tragi ambreiajul până în capăt. Hai să scot pe liber. Stai că am băgat a doua. Atât, e liber acum. Și după ce ajungeți cu el pe loc, nu opriți imediat
motorul, îl lăsați puțin să toarcă câteva secunde ca să fie totul ok în parametri normal, nu cum vii din turație mare direct îl oprești cu frână, nici nu are timp motorul să revină la relanti. Îl lași puțin, apoi apeși pe buton și îl oprești. Butonul de pornire eu l-am pus, că nu aveam. Sau o fi avut, dar era, o fi fost stricat și nu am mai pus. N-am oprit, după cum vedeți, a mea nu are picior, asta este un dezavantaj, dar o să urmeze să-i pun. Nu știu cât de curând, dar na. Și cam asta trebuie să știți pentru a conduce un cross, după cum am zis, uite, hai să vă arăt și pe loc ca să fiți lămuriți. Acesta este ambreiajul, îl vedeți aici, tragem ambreiajul, întâi în jos. După ce dai drumul ușor la ambreiaj, când pleci de pe loc, accelerezi și dai drumul ușor, ca să nu te bruscheze, să te ridici pe roată. A doua în sus, a treia în sus, cea patra la fel în sus. A treia, a doua, a întâia. Neutru între ele două. Neutru. Stați că am băgat a doua. Deci e mult mai ușor în mers, că eu m-am obișnuit. Uitați, neutru. Eu m-am obișnuit și știu cum e cu el. Am învățat vitezele, am învățat tot. După cum vedeți, direcția este foarte bună. Da, ce să zic, cam acesta este cross-ul. Deci, KX de moto, 125, motor în 4 trimbi, 4 trepte, a întâia în jos, a doua, a treia, a patra în sus, liber între a întâia și a doua, transmisie pe lanț. Ce să zic, pornire la pedală, cam astea sunt dotările acestui motocross. Sper că v-am informat așa și v-am învățat cât de cât cum se conduce. După cum v-am zis, o să vă fie puțin greu la început cu o cutie manuală. Știu eu că am trecut de la TV la cutie manuală și este destul de greu. Dar te vei obișnui, dacă ai în sânge și îți place ceea ce faci, te obișnuiești și nu o să renunți așa ușor la el. Dar acum, dacă ar fi să mai trec pe o cutie automată, semi-automată, nu aș face acest lucru. Da, eu am fost George și ne vedem data viitoare. Ah, și el a fost Turbi. Salutare!